În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biscredincioși, vrăjmașul numărul unu al mântuirii oamenilor și al lumii este diavolul, despre care a avertizat Sfânta Scriptură prin Sfântul Apostol Petru, în capitolul 5, versetul 8, în care spune că diavolul umblă răgnind pe cine să înghită. Iată pericolul mare care ne paște pe toți. El nu are altă treabă decât să încurce pe om în calea mântuirii. Toată activitatea lui aici se concentrează asupra sufletelor noastre. Să ne determine pe toți, sub o formă, pe unii, sub alta, pe alții, să ne abatem de la drumul pe care Hristos ne l-a arătat. Drumul învățăturii sale, drumul bisericii sale, drumul legii lui, celei sfinte și de mare folos pentru tot omul dacă se încadrează și ține aceste porunci. Mai a avut Mântuitorul în atenție când a venit pe pământ bolile și suferințele oamenilor. De aceea vindeca ori de câte ori avea ocazia de toți, de toate bolile cunoscute și necunoscute, cu leac și fără de leac, mai mult fără de leac, pentru că cu celelalte se mai amăgea lumea, dar acolo unde nu mai putea interveni medicina vremii, Iisus Hristos vedem că intervine, făcând așa numitele minuni, care într-adevăr nu se exagerează cu nimic, se spune că a făcut Mântuitorul minuni. Evanghelia de astăzi ne prezintă un episod care l-am mai auzit cu toții și în care Mântuitorul Iisus Hristos, trecând Marea Galilei, a venit în Galileea și aici când s-a dat jos din corabie, deși venise prin niște, trecuse prin niște peripeții pe timpul nopții, se stârnise o furtună, a trebuit să îl scoale apostolii să potolească vântul și marea, pentru că era un pericol să piară înghițit de apă. Când ajunge aici, îl întâmpină un om demonizat. Și vedem cum diavolii din el au crezut că închinându-i se lui, pun pace cu Hristos. Dar Hristos a văzut în omul acesta diavolii care îl munceau și care îl făceau să lucre ceea ce el nu era în stare să facă singur. Și diavolii, când au văzut că fără închinare, numai cu închinare nu reușesc să pună pace, să zicem în ghilimele, cu Hristos, au început să se certe cu el. Ai venit și ai cu noi, Iisuse? Ai venit înainte de vreme ca să ne chinuiești? Deci diavolul știe teologie, să știți. El știa că va veni Hristos la a doua venire și atunci va judeca. De ce a venit acum? Și Hristos știa ce planuri au diavolii, pentru că el vedea în omul acesta ce era în el și spune, care ți este numele? De legiune. Asta înseamnă că 5-6 mii de diavoli. Închipuiți-vă unde ajunge lucrarea diavolului pentru cel ce se lasă dus așa de lucrarea lui în lume. Și văzând diavolii că n-au scăpare, le-a spus, dacă ne scoți din omul acesta, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Și era o turmă pe munte care păștea. Le-a zis, duceți-vă.
Ei s-au dus, au intrat în turma de porci, turma a sărit de pe mal în mare, s-au înecat cu toții. Erau în jur la 2-3 mii de porci. Și omul stătea liniștit la picioarele lui Iisus Hristos, când păzitorii porcilor s-au dus în oraș și satele aparținătoare, se pare că erau și din alte localități porcile, nu numai din localitatea respectivă, și-au spus proprietarilor ce s-a întâmplat și au venit tot să vadă. Porcii nu și-au mai văzut pe nicăieri, dar pe acest îndrăcit care era teamă pentru trecători, pentru că se pare că era foarte puternic. Spune evanghelistul Luca că era legat în lanțul și în obiect și le rupea. Nu el le rupea, că nu avea așa putere, lucrarea diavolului, puterea diavolului, care este forța răului. Și era, nu mai locuia nici prin casă, stătea numai prin morminte, printre morminte. Și cred că cine știa că el este acolo, nici nu trecea pe lângă acele locuri unde erau morții îngropați. Când a venit la Hristos, le-a spus, Doamne, du-te de la noi. Se pune întrebarea, de ce l-au alungat pe Hristos? De ce le-a fost lor frică, de fapt? Nu pentru că l-au liberat pe acel om îndrăcit și era om întreg la minte, nici pentru porcii care i-au pierdut. Legea mosaică, legea Vechiului Testament, nu le îngăduia iudeilor să mânce carne de porc. Și ei ținând și crescând, porci mâncau și ei. Și încălcau legea mosaică. De asta le era frică. Și Iisus Hristos știa acest lucru. Și știau și ei foarte bine. Deci era în încălcarea legii lui Dumnezeu, Dumnezeului Vechiul Testament, care a făcut atâta bine poporului lui Israel. Și atunci aleg, decât să-i mai mustre Hristos cu prețul acesta, că porci mai avea. Și să le amintească mereu și mereu că sunt în păcatul neascultării față de legea mozaică, mai bine să se ducă de la ei. Și Iisus nici n-a zis niciuna, nici a doua. Nu i-a mustrat pentru nimic. S-a urcat în corabie. Iar cel demonizat, care era sănătos, dă-mi voie, Doamne, să viu să stau lângă Tine. Nu. Ce du-te la ai tăi, în casa ta. Deci ești om normal. Și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Nu zice eu. De fapt, Hristos l-a liberat de legiunea de diavol, ci Dumnezeu. De ce? Pentru că iudeii erau cu ochii și urechile la orice cuvânt pe care îl scăpa Iisus din gură și știa că dacă zice că El, atunci imediat îi căuta pricină de condamnare pentru că se făcea pe sine Dumnezeu, ceea ce ei nu credeau. Și iată că Hristos știa așa acest lucru și le-a spus, du-te în casa ta, la ai tăi și la toți pe cunoscuții tăi și spune, ce ți-a făcut ție Dumnezeu, ce bine ți-a făcut. Ei, iubiți credincioși, făcând așa o retrospectivă a Evangheliei, sigur că judecăm cu asprime pe acești locuitori ai Genizaretului, dar să nu ne pripim cu judecățile. Pentru că de multe ori îl alungăm și noi pe Hristos din viețile noastre. De multe ori ne deranjează dacă ne îndeamnă la rugăciune, porunca Lui ne deranjează, dacă ne îndeamnă la iertarea păcătoșilor care ne greșesc nouă, ne deranjează, dacă ne cere să postim în anumite zile pentru ca rugăciunea să fie bine primită, iarăși ne deranjează, dacă ne cere să avem o ținută aparte de lume, iar suntem stingheriți. De ce altul îi permit și mie nu? De ce altul poate face orice și eu nu? De ce cei care fac răule mele bine și mie nu? Și atunci mulți zic, lasă-mă, Doamne, du-te de la mine, cum au zis aceștia. Nu trebuie să-i spui, că se duce Hristos dacă vede că nu-l primești.
și nu te bucuri de prezența Lui și nu-L asculți pe El, se duce singur. Nu credeți că se dă așa cu sila în spatele nostru să fie o povară pentru noi? El nu-i povară, El e bunătate, El e ajutor, El e sprijin. Dacă nu are la cine, ce să facă? Îți dea planton lângă noi, că noi suntem cu ținuta contrară a ceea ce El ne cere și biserica de asemenea să fim. Iată că ne asemănăm și noi cu acești locuitori ai ținutului Genizaretului sau Gergesenii, oricum zice Evanghelistul Marcu. Și apoi, de multe ori și noi suntem călcători a legii. Și ar putea Dumnezeu să adreseze fiecăruia dintre noi în tot ceea ce ne-a făcut. La unii mai mulți, la alții mai puțini. Dar la toți a făcut Dumnezeu bine și ne face în continuare. Să ne trimită la casele noastre, să ne spune cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Dar ne recunoaștem cât bine ne-a făcut Dumnezeu. Și ne face într-una și nu observăm, sau ne face că nu credem. Sau că nu este meritul Lui, că este meritul nostru, de fapt. Ceea ce este o falsă impresie. Vedem câte lume suferă acum din cauza bolilor și suferințelor. Păi sănătatea cel mai mare dar al Lui Dumnezeu pe care îl dă noi. Și nu-L observăm. Și nu-L recunoaște numai că nu-L avem. Iată lipsa de recunoștință. Iată lipsa de nepăsare. Iată lista de sinceritate înaintea lui Dumnezeu, să recunoaște, Doamne, îți mulțumesc că îmi dai sănătate. Celelalte, ia avea tu grijă să-mi le dai pe rând. Și câte și mai câte. Pace în familie, copii buni, ascultători, ori fi și bai, cum îți copii și cum îți mai amestecat. Dar în mare parte, dacă ai o familie cu copii, ai bucurie. Pentru că ești dator să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ești dator să recunoști că sus, la cârma familiei și din medea aia, stau Hristos și sunt în continuare. Dar dacă tu nu-L chemi, dacă tu nu crezi în El, ce vrei să stea Dumnezeu în pot și tu te faci de cap în casă? Iată, câteva momente de meditație, pe urma venit pe Evanghelie de astăzi. Și să înțelegem că diavolul nu ne lasă nici pe noi în pace. Mai cu seamă, că și-a perfecționat armele de ispitire a lumii. Mai înainte să povestea că diavolul are codă, care are corne, care are copite. Acum nu mai are. Are cele mai luxoase locuri. Are cele mai sofisticate metode în care nici nu-l pricepi și nu înțelegi că ai căzut în plasa lui. Păi cum vă explicați dumneavoastră luxul din lume care ești și în care desfrâi la nivel înalt? Păi cine acolo locuiește Dumnezeu? Ați auzit în rugăciunea care o citim la bolii lipsitoare că în loc de biserică, o casă de desfrânare? Așa este. Și mai înainte au fost. Nu zice, nu suntem absurzi, nu suntem vorba aceea neștiutori, chiar a toate, dar cum este acum, nu cred. Așa că puteți, din aceste exemple care le trăim și din ceea ce vedeți, când se părândă prin înaintea ochilor, păi dacă vă uitați la televizor un ceas, vedeți că dintr-un ceas cât se părândă emisiunea, cam 89% lucruri care le îndeamnă pe un la rele. Și cel mai mare rău ce se îndeamnă la răutate. La invidie prezintă, nu știu cine, cât de bine trăiesc ei, uite-mă cum ăștia fură. Și eu abia îmi duc zilele și abia îmi pâine la copii. Și imediat te răscolești în tine, te tulburi, le vrei rău la aceea, și blestemi. Și zicem la conducere, de sus în jos, cu tăți, cu blăsămul. Tăți-ți. Așa cum știm noi și zicem de multe ori. Iată, vedeți formele, modelele de ispitire. Mai înainte când, nu zic că a fost bine atunci, dar când avea bietul om, nu avea televizor și avea un bietul de asculta câteva știri, se ducea și lucra. Seara se ruga și strângea lampa că nu avea petrol mult. Nu a fost bine, nu asta vreau să zic, că vreau să mă întorc în urmă cu da, vreau să comparăm atunci starea de atunci cu ceea ce este acum. Dormim la televizor și lumina merge și televizorul merge. Și consumul crește.
necăică din smarfăturile. Iată ispita diavolului, iată armele lui, iată viclenia lui. Așa că să ne venim în fire, bisericioși, și să fim atenți. Nu-i pierdută șansa de a lupta împotriva diavolului. Vedeți că la sfârșitul fiecărui apostol de la mască, cântăm, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ne-a dat-o nouă. Avem arme împotriva lui. Luptăm, folosiți-vă de aceste arme. Postul, rugăciunea, crucea lui Hristos, acatiste și paracliste, și nu se va apropia diavolul de niciunul dintre noi. Dar dacă acestea nu le facem, îi lăsăm lui cale liberă spre noi, fără restricții. N-are nici stop, nici cedează trecerea. Cale liberă, drum cu prioritate, am putea spune în termen a legislației rutiere. Așa, cam așa procedăm noi, cu libertatea care o dăm, fără să ne preocupăm de sufletul nostru. Și într-o zi vedeți cât, că nu-i zi aproape acum să n-auzi că a murit unul azi, unul acolo, mâine, doi pe zece și așa mai departe. Ne va sosi și nouă vreme. Asta este cea mai mare întrebare pentru fiecare dintre noi. Dacă mâine vine sfârșitul, poți să mai poți să ieși de Dumnezeu sau nu? Poate nu mai vine Dumnezeu răgaz să apuc și poi mâine ca să mă întreb. Așa că să lucrăm așa cum este îndemnul Scripturii, să lucrați până este ziua, adică până vedeți ce lucrați. Lucrați până aveți putere, până aveți sănătate, până aveți mintea clară, mare lucru. Demonizatul nu era mintea clară, el nu s-a rugat săracul, că nu mai judecă, că judecau dracii în locul lui. Dar și pe om, oricare om, dacă pune stăpânire de acolo, nu mai judecă el. Poți să-i spui cât îi spune, că el tot acolo merge, ca și-l duce, cel rău. Nu-i frumos și mie nu-mi place să vorbesc de dracu, dar dacă lucrarea lui este mare lume, nu putem să trecem indiferenți pe această lucrare și să nu ne atenționăm unii pe alții. Că suntem în pericol. Pericol care nu ne salvează numai Dumnezeu dacă rugăm. Și noi dacă vrem. Amin. De Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu.